Aveam 18 ani când am făcut greva foamei și n-am ieșit din camera mea 3 zile pentru a o convinge pe mama să mă lase să dau la medicină. Mi-ar fi plăcut să fiu pilot, dar până la urmă am ales bine să lupt pentru viață, pentru că urăsc moartea din toată ființa mea. O femeie a creat un imperiu și a inventat gerontologia socială. Tot ea a transformat România comunistă a anilor 60-70 în cel mai cunoscut pol al eleganței și mondenității. Tratamentul cu Gerovital H3, dorit de cele mai faimoase personalități ale lumii, ajunsese să întreacă în ceea ce privește profitul fabrica Dacia Pitești. Numele Ana Aslan a devenit atunci mai cunoscut decât cel al soților Ceaușescu. Știam cine vine în vizită la Ceaușescu a doua zi, pentru că prima vizită era la Aslan și după aceea am văzut-o pe doamna Brejne, pe doamna Itzhak Shamir. Medicul care venea dintr-o țară comunistă era un medic care nu mai venea dintr-o țară comunistă. Venea din universul elitei umane. Ea a fost apreciată ca un creator de artă medicală. Brăila a fost locul unde s-a născut și a copilărit Ana, mezina Sofiei Aslan, o femeie fină și educată, și a lui Mărgărit, cu 20 de ani mai în vârstă decât soția lui. Avea 59 de ani când s-a născut Ana și spunea că este dovada tinereții lui târzii. La doar 13 ani, Ana, care și-a iubit peste măsură tatăl, a fost devastată de moartea acestuia. Ajunsă la București, Ana s-a transformat într-o adolescentă rebelă și încăpățânată care visa la cele mai extravagante meserii. Când eram de 16 ani, marele aviator al nostru, Aurel Vlaicu, m-a entuziasmat. Alergam de unde eram să-l văd pe cer, în cer. Și atunci prima mea dorință a fost să zbor. Obsesia pierderii tatălui a determinat-o însă pe Ana să aleagă medicina. După 3 zile de grevă a foamei în care a refuzat să coboare la masă, Sofia Aslan a acceptat decizia fiicei ei și i-a dat voie să se înscrie la facultatea de medicină. S-a făcut un consiliu de familie cu frații mei mai mari și cu Vere, care era o profesor universitar, etc., filozof, și atunci au hotărât să o convingă pe mama să mă lasă. Și așa am făcut medicină. Ana a fost tentată să aleagă chirurgia, apoi medicina internă, dar în final s-a oprit asupra cardiologiei, sub atenta supraveghere a profesorului Daniel Danielopoulou. Doctoratul pe care l-a susținut în 1924 se referea la cercetări asupra inervației vasomotoare la om. Cursul carierei avea să-i se schimbe însă odată cu primul caz medical pe care l-a rezolvat cu ajutorul procainei. Primul caz era un student în medicină, eu eram la Timișoara, profesor de clinică medicală, și i-am cerut voie studentului care era în urmă meu și care de 3 săptămâni era cu genunchi între perne să-i facă o injecție. Era 15 aprilie 1949, pentru că consider că de acolo e începutul. Cum i-am aplicat injecția intraarterială și e destul de greu la tineri, pentru că arterele subțiri, dar am nemerit. Și
În clipa în care am terminat injecția, el și-a ridicat genunchiul de un unghi drept de mai multe ori și râdea, iar eu eram iarăși fericită. Acest prim succes, precum și seria de studii comparative cu procaina, au propulsat-o pe Ana Aslan la conducerea unui azil de bătrâni pe care, în 1952, l-a transformat în primul institut de geriatrie și gerontologie din întreaga lume. Este un om care și-a făcut cariera prin mecanismul concursurilor. Externat, internat, secundariat, până a fost luată în evidență de către maestri mari, cum era Parhon, profesorul Marinescu și profesorul Danilopol. Bună ziua! Bună ziua! Mihaela, nu ai spus dacă se simte vreo îmbunătățire la pacienții din corpul de? Da, petele senile au început să dispară, mobilitatea articulară s-a îmbunătățit, iar pacientul cu boală Parkinson s-a ameliorat echilibru. Foarte bine! Continuați să le dați aceeași doză, da? Mulțumesc! Da. Bună ziua! Din dorința de a demonstra eficiența descoperirilor sale, Ana Aslan a cazat într-o secție experimentală a Institutului peste 100 de vârstnici pe care a testat noul tratament bazat pe procaină. Aceștia erau scutiți de plata șederii în incinta Institutului. În anii de cruntă prigoană a comunismului, în căminul de la geriatrie, a adăpostit mulți bătrâni aruncați în stradă în numele luptei de clasă, și-a oferit o bucată de pâine celor care nu-și puteau găsi un loc de muncă. În căminul de la geriatrie, în evidență, găsim nume Catargi, Ghica, Mihalache. A fost și un adăpost pentru foarte mulți tineritele românești. Au fost internați în acest cămin, nemai având casă, nemai având bani în ce să trăiască, și și-au dus ultimii ani de existență acolo. Erau ca și copiii dânsei. Chiar dacă erau de o vârstă înaintată, chiar dacă aveau vârstă care depășea vârsta profesoarei, îi trăta cu foarte multă grijă și amabilitate. Ana Aslan, pe lângă aceste calități personale, excepționale ale ei, a avut și șansa de a fi avut o extraordinară inteligență relațională. A fost un foarte bun specialist în public relations. Avea acest lucru. La început, Teodora Bărbulescu a fost chemată în cabinetul Anei Aslan pentru a colabora direct cu aceasta câteva săptămâni. Dar săptămânile s-au transformat în ani întregi petrecuți alături de profesoară, cu plecări frecvente în străinătate în cadrul multor vizite oficiale. Ea a debutat într-o lume ostilă, Ana Aslan. Și a sfârșit prin a marca o epocă în istoria gerontologiei și geriatriei. Era o persoană fermă, știa ce dorește, știa să-și apere punctul de vedere cu argumente științifice, nu cu orice tip de argument. Evident că aceasta este esența unei lupte de idei. Ca om era dificilă. Era pretențioasă, era foarte meticuloasă, cu toată gloria pe care o avea, cu tot prestigiul pe care îl avea, venea la servici la ora 9 și pleca la ora 2. Adică nu era dintre cei care se bucură de prestigiu, vin, fac o act de prezență și probabil să duc să diseri. Nu, conducea efectiv. Ana Aslan aducea statului român ca venituri 17 milioane de dolari pe an. Exportul de gerovital, pacienții din străinătate. Noi, dacă voiam să facem o excursie, în afara României, ți se dădea voie să faci o excursie de grup și ți se schimbau 250 de lei în moneda țării respective. Ce puteai tu să faci cu 250 de lei? Duceai cu tine o pungă de cutii de gerovital, dacă reușeai să faci rost de ele, și trebuia doar atât, să-l arăți. Și chiar dacă nu-l arătai în momentul în care se afla că ești român, fie că te aflai în Ungaria, fie că te aflai în Uniunea Sovietică, grupurile de turiști români erau întrebați într-una despre gerovital. În 1957, gerovitalul H3 a fost omologat și s-a trecut la producție industrială. Ana Aslan, un savant român, îndrăznise să atace misterul îmbătrânirii și să caute răspunsuri la întrebări care măcinau omenirea de sute de ani.
Presa din România și mai ales cea internațională a explodat prin titluri cu litere de șchioapă. La București se rescria povestea tinereții fără bătrânețe, iar Institutul de Geriatrie și Gerontologie de la Otopeni devenise punctul de interes pentru cele mai importante figuri publice mondiale. Noutăți? Da. Am primit corespondență? O invitație de participare la congresul de la Karlsruhe. Dăm să văd. Pregătește, te rog, documentația gerovitalului. Am înțeles. Dacă nici acum nu e momentul... Pe adresa Institutului de la Otopeni au început să sosească 10.000 de scrisori din toată lumea, pe care cele 5 asistente personale ale Anei Aslan le ordonau în dulapuri întregi. Biblioteca de scrisori de specialitate a doamnei profesor număra 130.000 de exemplare. Aproape că rivaliza cu biblioteca lui Iorga de scrisori. Primesc cam în medie 50 de scrisori pe zi. Și le citiți pe toate? Pe toate, absolut. Toate. Absolut pe toate le citesc. Nu răzbesc secretarele să răspundă la toate. Vedetele cinematografiei internaționale, capete încoronate ale lumii, cei mai importanți politicieni, scriitori, miliardari, toți au fost tentați să afle secretul încetinirii bătrâneții. Programările se întindeau pe multe luni de zile, iar telefoanele sunau pentru intervenții și tratamente preferențiale. Claudia Cardinale a fost la noi în clinica Otopeni, ca și Pablo Neruda, ca și Somerset Maugham. I-a tratat soția lui Salvador Dalí, pe cunoscuta Gala, care era balerină. Indira Gandhi a tratat-o aici. Suntem în apartamentul 6, unul dintre cele mai frumoase apartamente pe care le avem în cadrul institutului. Apartamentul care i-a găzduit pe Claudia Cardinale, pe Salvador Dalí, Charles Chaplin, iar în ultimii ani de viață, însăși profesoara a locuit aici. La New York am cunoscut-o pe Lilian Ghiș, care făcea tratamentul și era oarecum amice. A tratat-o pe Beguma Aga Khan, toată familia prințului Aga Khan. Mulți dintre ei nu vreau să se știe că fac un tratament eutrofic, un tratament de susținere, iar, vă spun, profesoara era foarte discretă. Chiar nu mai avem nimic liber? Niciun loc liber. Până vineri nu pleacă nimeni. Atunci o să facem așa. Aranjați biroul meu. Da. În așa fel încât să poată locui acolo Imaxuma, măcar până vineri. Da, am înțeles, așa o să facem. Mulțumesc. Cântăreața peruană Imaxuma, o mare voce, a dormit în cabinetul profesoarei. Nu existau niciun fel de amenajări. După aceea, etajul 2 a fost amenajat cu niște garsoniere care ofereau un confort decent. Nu toți au fost internați la noi. Își aducea aminte de generalul Franco, l-a văzut în Spania. Și mi-a mărturisit că nici nu știa unde sta, de fapt, pentru că mașina cu care a fost dusă la reședința generalului Franco sau mareșalului Franco avea geamuri negre. Aristotel Onassis i-a trimis un avion personal și l-a văzut în insula Scorpios. Nu făcea confidențe în legătură cu pacienții, dar trebuie să vă spun că de Onassis a zis că avea foarte mult farmec. Un om deosebit de simpatic și de carismatic. Pe unde am fost? Să spunem Singapore, Thailanda, în țările europene și am discutat tratamentul a avut efect imediat și modul în care relațiile umane sunt cum sunt, s-a transmis de la un om la altul, de la o instituție la alta și așa mai departe. Știa cum să vorbească cu oamenii, știa cum să trateze presa, pentru că aminte că am venit fost o dată cu ea în Spania, la Valencia și venise presa. Nu s-a aștepte, lăsăm să aștepte, ca să vadă că nu sunt oarecare și-a făcut și a mâncat și-a făcut și este și în revers pe două ore i-a primit. În istoria medicinei, niciun alt doctor nu s-a bucurat de o asemenea popularitate.
Ana Aslan a prevăzut pentru prima dată impactul pe care vârsta a treia îl are în evoluția demografică și a reușit să impună pe piață Gerovitalul, care a devenit cel mai longeviv medicament geriatric. Pentru cercetarea clinică și demografică derulată pe o lungă perioadă de timp, profesoara a primit distinția de membru al Academiei Române. În Statele Unite, Food and Drug Administration, care se ocupă de introducerea produselor, a permis experimentarea la om a Gerovitalului. Și cu cele mai noi tehnici s-a arătat că Gerovitalul este mai bun decât procaina și decât alt antidepresiv. Pe undeva a fost o invidie din partea Elenei Ceaușescu, care era deranjată de faptul că atunci când se ducea în sănătate, toată lumea o întreba de Ana Aslan. Dar s-a închis ochi și a înțeles că din punct de vedere comercial era bine să o lase să circule. Foarte mulți șefi de state sau la nivel înalt au dorit uneori să rămână acolo la ei. Japonia și alte țări i s-a propus să rămână, să conducă laboratoarele de cercetare în domeniul ei de gerontologie și geriatrie, dar ea a răspuns, arătând că e un mare patriot. Nu pot, trebuie să mă întorc în țara mea. Mă așteaptă cei 300 de colegi și încă 144 de puncte gerontologice, geriatrice în țară. În Turcia a fost foarte bine apreciată și funcționează în continuare centru prin prezența unui medic de la institut. Și astăzi sunt apreciați și, în general, tratamentul respectiv îți dă încredere în tine. Asta e foarte important. La toate congresele europene, mondiale, România, deci reprezentanții Societății Române de Geriatrie sunt în bordul societăților mondiale și europene, cu drepturi considerate ca de membru fondator. Ana Aslan nu a ocolit niciodată pacientul de rând, căruia i-a oferit tot timpul ei. Profesia nu i-a lăsat răgazul să-și întemeieze o familie, de aceea toată viața și-a condus-o într-o singurătate acceptată, acasă sau alături de cei câțiva prieteni de o viață. Era o femeie singură, n-a avut copii, n-a fost niciodată căsătorită. E un exemplu tipic de om dedicat științei. Dumnezeu ei ținea foarte mult să se gătească doar în casă, mânca natural. La prânz de obicei servea o supă, care putea fi din carne de pasăre sau carne de vită, felul 2 un grătar, după care mergea să se odihnea puțin. Ați întârziat, doamnă. Ce să fac? Am fost la institut, unde să fiu? V-am pregătit o supiță, adusând un fazan, o supiță cu găluști și o friptură. Ești grozavă, Dădico. Mulțumesc. Să fii iubită. După baia de dimineață, venea cu afeza, pot să vă spun că o chema Mica și lucra la Atene Palace. Mica a venit și când era internată în spital. Era de o mare cochetărie și nu permitea nici colaboratorilor să fie neglijenți sau nepotriviți în ținută. În momentul în care pleca într-o călătorie, își alegea cu grijă ținutele sau își făcea ținute noi. La sosirea din călătorie avea un mic dar pentru cei din jur, apropiații casei. Dacă venea noaptea, ateriza avionul noaptea, dumneai după ce se făcea comodă, scotea întotdeauna lucrurile din valiză și le așeza frumos pe umeraș la balcon pentru a sta la aer. Deci nu suporta dezordinea, totul era impecabil. V-am adus o cafeluță. Mulțumesc. Am auzit că plecați de seară. Plec. Cu cine? Cu Teodora. Cu avionul? Da, cu avionul. Unde? La un congres, la Basel. Să fii sănătoasă. Să mă aștepți. Să aveți grijă. Să nu răciți, să vă îmbrăcați bine, da? Îți promit. Da. Doamne ajută. Doamne ajută. Ca femeie, a iubit
și-au iubit-o. A cucerit și-au cucerit-o. Dar o parte din această iubire a trădat-o. Înseamnă că a fost o iubire dureroasă. Doi bărbați au marcat existența de-a lungul vremii. Fiul scriitorului Duiliu Zamfirescu, Alexandru, și profesorul Daniel Danielopoulou, alături de care nu și-a împlinit dragostea așa cum și-ar fi dorit. A avut o relație care a translat și relația de fostă studentă și de discipol și de colaborator. Se va spune că a fost marea ei iubire, de fapt. Finalul vieții profesoarei Ana Aslan a fost întunecat de un proces care a durat 7 ani. Crease deja conceptul de profilaxie a îmbătrânirii și se preocupase de bătrânii abandonați de familie pe care îi luase la institut fără să le perceapă vreo taxă de cămin. Această îndrăzneală avea să o coste 1.500.000 de lei, bani ce îi sunt imputați de către organele de partid. Nu a contat pentru nimeni imensul aport financiar adus de Aslan și nici renumele de necontestat al României ca urmare a descoperirilor ei. Nici nu pot să spun cum s-au purtat. Cât vă imputa? 1.500.000 de lei. Cât? Stai liniștită. Nu îi las așa. O să mă judec cu ei. Cred că urmărea micșorarea piedestalului pe care stătea Ana Aslan. O anchetă care s-a terminat destul de prost pentru Ana Aslan, pentru că a avut o mare imputare. Reputația era așa de mare, încât nu prea era un lucru bun pentru imaginea României să o condamne pentru ce? Pentru că a internat niște bătrâni care erau dintr-o altă clasă socială. Ana Aslan a fost achitată cu 5 luni înainte de a muri. Și-a dorit să fie îngropată în cavoul Calindero Danielopoulou și să aibă parte de o înmormântare cu preot. Dar și aceste ultime dorințe i-au fost refuzate. Târziu în noapte, cineva i-a așezat o cruce de lemn la căpătâi. În urma Anei Aslan au rămas institutul și o poveste de viață greu de depășit. Dacă a reușit 65 de ani institutul acesta să reziste, să existe, probabil că va mai exista cu noi care am lucrat cu Aslan sau fără noi. Pentru că cei care vin după citesc cărțile, ascultă poveștile și dacă sunt interesați, duc mai departe. Tot ceea ce putem face acum este să conservăm și să valorificăm lucrurile pe care le-am moștenit de la ea.